Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de survival. Ah, salut, uitați aici un mic zombală. Salut. Da, deci bine v-am găsit la un episod din seria noastră de survival. Hai să continuăm, deci am rămas aici unde aveam 4 aere și ne mai trebuie încă unul pentru casca, așa că ar trebui să mergem să căutăm. Nu știu dacă am eu un inventar, dar n-am. Deci va trebui să mergem să cu microfonul mai ca lumea. Va trebui să mergem să căutăm, dar de fapt, ia să spui așa un pic. De fapt. Înainte să căutăm, de fapt Iron, să fiu full Iron, să fiu sigur că sunt full și sunt ca lumea, dar o să minez încolo. Ca să fiu eu sigur că nu ratez ceva, pentru că dacă eu un Iron pe aici pe lângă mine și îl ratez, fi cel mai stupid lucru din lume. O să fac tehnica mea, ceva de genul. Bine, nu e a mea. Adică nu mă gândesc că cineva mai face din lumea asta care joacă Minecraft, nu? Dar fac așa o tehnică aici, să mineze așa în spirală. Nu știu dacă sunt șanse mai mari să găsesc iron sau alte minereuri, dar... Uai, gravel-ul. Așa. Așa. Și în loc de asta va trebui să pun cabl. Da? Am dat iar în cabl, Doamne ajută, am scăpat de gravelul ăla. Băi, apare nu ne prea ajută minatul în spirală. Mai ce să ne ajute deja să găsim un iron, dar nu ne ajută așa de mult. Și am stratul 400, că n-a coborât așa de mult, dar trebuie să mai coborăm un pic, adică... Da. Și acum eu, sincer, cu atâta cobblestone cât am aici, să mă apuc și eu de turnul la mare. Da, o să mă apuc de turn, tot așa un pic. Cum înapoi? Deci am ajuns? Ok. Deci o să... O să încep turnul, care va începe undeva de aici, pentru că sau aici. De aici sau de aici? Eu zic că de aici. Așa că bețe, nu chiar multe, dar de fapt, da, ba, da, ne trebuie foarte multe bețe, dacă îmi stau bine să mă gândesc. A, fac, stai, ce fac? Așa. Am încurcat eu un pic crafting-ul, dar nu contează. 3, 33. Deci 33 de blocuri. Deci în sus ne va ajunge. Nice. Deci 1, 2, 3. Bă, 33 de blocuri, ești nebun. Bă, aoleu. Fiți atenți ce să fac prima dată. O să merg să-mi fac o galeată. Așa să nu mai pun unele chestii aici. Deci o să mi-am făcut o galeată. Au un zombie, dar nu știu de unde, dar nu contează. Oh my god. Nu. Urăsc șipurile astea. Le urăsc, fug ca târfele. Și 100% șanse să te lovească, nu te ratează. Astea-s de căcat. Le urăsc. Uite câtă viață mi-am futut. A, vine ziua, bai. Fut-o-vă în gură. Fugi, fugi, fugi. Că vine ziua, fugi că vine ziua. No! O distrus creeper-ul. Perfect. Sunt XP-ul și... Nu, ai sabie! Nice.
Acum, spun aici apa. Aici. Și nu ai, de fapt, stai, vreau să pun să fie multă apă. Fix acolo. Așa. Și o să sar de acolo de sus, de asta am pus, pentru că o să mă duc aici. Să construiesc cub în sus, cam cât? 30, de aici 30, nu, de fapt stați. 1, 2, 28, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Perfect, și am asărim acolo. Și nu știu de ce pe aia să nu dispar. Într-un pic. Yes. Într-un pic. Am pus pe peaceful deoarece e survival, adică că construim și chestii, n-am chipa mea de bătălii cu zombie și alte prostioare. Acum să mergem până sus, în turn. Perfect. Coborăm iară. Avem foarte mult cobblestone, ceea ce e foarte, foarte bine. Adică, o să facem așa, așa și așa. Mai puțin. Consumăm foarte multe blocuri și asta nu e nimic ca pe lângă ce o să fac acolo sus. Deci asta e foarte, foarte grav dacă nu avem multe resurse când facem o chestie de genul. Ia uitați-mă. Și acum am pus chestia cam degeaba acolo. Acum mai avem destul. Foarte destul chiar. Foarte destul pentru acum. Dar dacă tot irosesc, cum am irosit. Fuck! Bine că m-am respawnat lângă casă. Cum am reușit să pic de acolo? Mama mia, pizzeria. Dați-mă să-mi iau itemele. Mamă, sper să nu ratez ceva. Că o zbura cam tot de mine. Să-mi iau și levelul înapoi. Pentru că o să ne ajute la niciodată. Mamă, mă, cum am picat, mă, de acolo, mă. Fix înainte ziceam, vai să nu pic de aici, așa cum am picat. Ceapata să-ți bag. Ia să așa un pic, să fiu sigur că tot s-o dus ea. Uite, un stack. Vedeți cum am pierdut când nu mai era să pierdem, de fapt, un stack care ne ajută foarte mult, pentru că acolo sus, la ce să construim, o să ne ajute foarte mult. Noroc că mi-am făcut casa fix lângă spawn. Am știut eu de ce o să-mi fac casa fix lângă spawn. Și torțele. Așa, am știut eu de ce o să-mi fac casa fix lângă spawn, pentru că o să ne ajute foarte mult. Nu pot să pun torțe niciunde aici, pentru că e prea mic spațiu. Da, deci, da, e bine că mi-am făcut casa lângă spawn, că de acum acolo, când mor, o să-mi rămână casa, adică să nu o pierd sau ceva. O să fac destul de mare turnul ăsta și... Adică o să-l mai prelungesc din acoperișul turnului ăsta, o să fac exact cum a ieșit din casă, o să mai fac încă un turn mai sus. Știți? În care nu o să pot să mor, adică o să mor doar pe margine, nu o să pot să stau așa înăuntru cum e acum, dar să-mi văd casa, în cazul meu pierd, știți ce zic? Adică cum mi-am văzut-o mai înainte. Puteam să mă pierd în pădure dacă nu vedeam casa mai înainte. Asta era foarte grav, foarte, foarte grav chiar. Perfect. Ceva de genul. Mi se mișcă bine pe filmare, asta mă stresează, ia stați. Nu, mă, vreau V-Sync, ia, 60. Tot la fel se mișcă.
Parcă se mișcă mai bine așa. Da, se mișcă mai bine așa. Eu mă uitam pe al doilea monitor, OBS-ul, și văd. Și asta e faza, nu mi se vede prea... Adică nu se mișcă, acum se mișcă mai bine, dar mai înainte nu se mișcă chiar așa de bine. Și era grav dacă nu se mișca bine. O să avem nevoie de geamuri și aici, dar... Deocamdată lăsăm deoparte geamurile aici. What the fuck? Așa, și acum urcăm sus pe acoperiș și ceva de genul. Aș vrea să nu risc să plec. Dar, de fapt, stați, am pus un bloc, acum pot să pun totul. Copil deștept, ce să mai... Facem palat. Glumea. Ok, cam așa o să fie turnul, ceva de genul și... Eu zic că arată foarte șmecher. Până acum ce am făcut sunt mândru pe lumea asta de survival. Și chiar dacă e sezonul 2 și nu am atâta experiență în survival, adică în două sezoane... Ah, da, să pun un tort sus, că se înseriază și nu o să am lumină. Dacă într-un sezon de 50 de episoade, cred că au avut seria trecută, da, 50 de episoade au avut, deci dacă într-un sezon de 50 de episoade eu deja am învățat să joc survival, adică ce-mi trebuie și chestii de genul, e foarte, foarte bine, foarte bine. Da, deci seria trecută, adică sezonul 1, a avut 50 de episoade, a avut. Deci foarte, foarte bine. Mut invers astea. Bă, cred că... Oh, stai, invers. Cred că ești destul de bine. Tu mi-ai să ne uităm de aici și eu să închei și un episod. Asta bine. Da, foarte fain a ieșit turnul. Părerea mea, părerea mea. Și iese așa, din casă și chestii, și super șmecher. Adică nu trebuie să... Ia, văd. Ok. Deci, da, foarte șmecher arată. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Minecraft Survival. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe, să lăsați un comentariu și ne vedem data viitoare. Bye, bye!